Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Astăzi vă voi arăta rezultatele ciupirilor la smochin. După cum se vede, e un smochin de anul 1 și ca experiment i-am ciupit vârful. Adică aici. Ce facem prin ciupire este simplu. Mugurii, cei terminal, vor da ramificații, adică aceste crenguțe. Și în același timp se vor forma fructele. Deci, în afară de ramificații, impulsul este de a da drumul la fructificare. Și lucrul ăsta îl facem primăvara pentru a stimula creșterea cât mai devreme și dezvoltarea fructelor, pentru că la noi în țară, din păcate, perioada este destul de scurtă în care se pot coace fructele și așa trebuie să fie devreme, trebuie să lege, altfel nu vom apuca să se coacă. Deci asta s-a întâmplat cu ciupirea. Eu am făcut ciupirea mult mai târziu, în luna august, dar ca idee asta se întâmplă și primăvara. Deci aici este undeva la 3 săptămâni, 4, maxim o lună după ciupire. Deci avem fructele. Într-adevăr, pleacă și rămurele, dar ținând cont că fructifică, smochinul fructifică pe lemn de anul 1, este ok. Aici, dacă era primăvara de vreme, puteam să mai ciupim încă o dată toate aceste rămurele. Toate cele bune vă doresc, prieteni, să ne reauzim cu bine!